Bun găsit la știri! 4 oferte s-au înregistrat la licitația organizată de Municipalitatea Suceveană pentru lucrările de modernizare din zona centrală. Edilul municipiului și-a exprimat speranța că până la sfârșitul anului viitor zona centrală va fi reabilitată. A avut loc o licitație de data de 27 noiembrie. S-au depus 4 oferte din partea în ordinea de punere. SCE Soitec SRL Italia. Societatea Simetrica sau Asocierea Simetrica SRL cu Electroaxa SRL, SC General Construct și Asocierea SC Victor Construct SRL cu SC AVB Total Proiect SRL Botoșani. Deci sunt 4 oferte depuse, sigur la prima strigare ele sunt toate eligibile, urmează să se analizeze fiecare ofertă în parte, sper ca în perioada cea mai scurtă de timp să avem un câștigător. Ofertele sunt cuprinse între 2.476.292, cea mai mică, și cea mai mare, 2.598.644. Valoarea estimativă a fost de 3.045.147 fără TVA. Proiectul de reabilitare trebuie realizat în 12 luni după anunțarea câștigătorului licitației, iar în ce constau lucrările aflăm de la șeful administrației publice locale. Sigur că avem această perioadă de iarnă în care probabil nu se va putea lucra, vor face doar poate lucrări pregătitoare. Este important, așa cum am spus, ca până la sfârșitul anului să definitivăm această licitație, să avem un câștigător, iar din primăvară, cum ne permite timpul, să trecem cât mai repede la treabă, să reabilităm zona centrală. Modernizarea, așa cum am spus, a pavajului pietonal, cum este până la intersecția cu strada Aleea Nucului, de la strada Aleea Nucului, pe porțiunea Consiliului Județean, în fața Consiliului Județean, până la intersecția cu strada Metropoliei și strada Libertății, străduța mică din Consiliul Județean.